Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Dacă nu mă înșel, astăzi suntem pe data de 27 februarie. Sper să am dreptate. Dacă nu, poate să fie 26, dar cred că e în 27. Astăzi vă voi prezenta aici o... Două colonii sunt în acest stup care au fost puse la iernat din motive că chiar nu aveam ce să mai fac cu reginele respective. Ele au fost folosite pentru donarea de puiet la roiurile formate. Eu am făcut astfel întărirea roiurilor târzii, adică luam puiet din acestea și duceam acolo și, bineînțeles, se întăreau coloniile respective după ce se împerecheau reginele. Iar aici sunt două regine relativ bătrâne. Au fost scoase din colonii și puse pe două rame pentru a face puiet în continuare. Deci nu le-am omorât, reginii bătrâne nu le-am omorât, ci le-am folosit pentru a crește puiet în continuare. Și unele chiar au surprins, erau încă de foarte bună calitate. Dar iată să vedem cum se prezintă acestea. Vă voi explica și ce voi face cu ele, că lucrarea ați văzut în filmele trecute care este. Au primit și ele, iată ce împachetaj le-am făcut. Nici nu știu câte rame sunt și cum au iernat. Au primit și ele câte o jumătate de turtă energetică. Și acum vor primi turtă proteică și, bineînțeles, un pachetajul acela cu folie, cu două părți de folie. La mijloc este o diafragmă vopsită ca să nu o roadă, deci în această privință stau liniștit să fie ambele măci salvate. Nu fie nicio problemă. E foarte ușor de dezvoltat aceste două colonii. Chiar dacă reginele sunt mai în vârstă, o să vedeți că se vor dezvolta foarte frumos ele. Și când se va umple lada, undeva în luna lui mai, sper eu, acum nu știu ce va fi, fiind regine în vârstă, nu știu ce va fi cu ele, cum se vor dezvolta, atunci vor fi îndepărtate. Stupul va fi împărțit în patru și va primi fiecare compartiment câte o botcă. Astfel vom crește încă patru regine tinere, pe care probabil două vor fi donate și două vor rămâne pe loc. Așa, scot această folie pe care o vom folosi imediat. Aici avem două rame, adică mai multe rame din două, care sunt cu hrană. Ca să am acces la prima ramă, o voi scoate. Un pic de mâncare pe ele. Această diafragmă o scot
E prima oară când este deranjat după ce a fost restrâns astă toamnă. Totodată mult și pe câte rame o să fie strâns, fiindcă dacă e albină puțină, o voi restrânge la încă o ramă. Deci acestea nu sunt considerate colonii mari sau mici, ele au fost un fel de rezervă. Și în caz că se întâmplă ceva la o familie mai bunicică, atunci această colonie va fi sacrificată și ajutat acea colonie până vom avea posibilitatea de a face regine. Deci două regine de rezervă, putem spune și așa. Bun, aici va fi restrâns cu această ramă. Vedem și în partea asta la altă. Ele pot comunica între ele, nu-i nicio problemă. O să-i spunem iernarea celor două regine de rezervă, deci per total am avut 4 puse. Acestea sunt ramele mărginașe, care vor fi strânse. Aș putea să verific prezența puietului ca să fiu sigur de regine că au trecut de iarnă, că fiind în vârstă s-ar putea să cedeze. Și dacă nu există puietul, reflex, cer scuze de reflex, așa e când nu îmi des la albin, o să verific prezența reginei, iată regina și puietul compact aici, bun, foarte frumos puiet la ora actuală, după ce va fi restrâns, o să pouă și mai bine. Să vedem și în partea asta altă prezența reginei. Acum să știți că, din ce văd eu, pe partea cealaltă nu cred că avem regină. Din ce văd eu. Iar dacă regina lipsește, atunci o să unificăm foarte simplu și rămâne o regină. Deci aceasta este una dintre avantaje. Dar să scoatem și a doua ramă.
avem două regine, avem există regina. Bun. Este aici. E marcată. Aha, deci avem două mătcuțe trecute de iarnă, bine. Foarte frumos, au trecut de iarnă. Acum vom tăia o bucată de folie pentru a le strânge și pe ele. Pe aceste două mătcuțe. Ouă foarte frumos, ambele. Nu au o cantitate foarte mare de puiet, dar o bine. Fiind mai în vârstă, e și normal acum să fie astfel. Iată, punem aici folie. Deci am verificat prezența ambelor regine. Acum strângem aceste rame, vor primi mâncarea și le vom lăsa să se dezvolte și pe ele. Punem diafragma. În mod normal se pun regine tinere de rezervă. Eu am pus babele de rezervă. Asta. Așa a fost situația. La moment. Să tăiem turteșilor. Venim cu turta aici. Nu știu dacă se va vedea. Nu vedeți, dar vom pune și lor turte, punem distanție și cam asta este. Bine că totul este bine. Punem câte o jumătate de kilogram la fiecare. De turtă proteic. Comunicarea între cele două coloni chiar nu este o problemă. În trecut, majoritatea coloniilor așa le iernam. Acum, dacă aș fi iernat coloniile puternice pe 6-7 rame câte 2, putea să vină gelul ăla din Siberia ca să le afecteze. Dar iată, puteți ține astfel măci de rezervă. Nu să le rupeți capul și să le omorâți, ci iată, se pot ține ca rezervă.
pot fi ținute ca rezerve și în caz că aveți nevoie undeva de o astfel de marcă, puteți să iernați fără problemă și, și așa. Vreau să spun ce fac acum, adică cred că v-am spus că ele vor fi ținute doar pentru a înmulți, adică a mai face mărci. Iată și pentru partea asta la altă, ele deja au venit la consum. Și acum cu căldurile este așa, după ce și-au făcut ele zborul foarte bine, vor începe și consumul mai accentuat. Bun, deci sunt strânse, cu toate că n-am luat nicio ramă din cuib. Practic n-am luat nicio ramă din cuib, dar totuși sunt strânse. Nu vom lăsa matca să se întindă și pe acea ramă care am strânsă, ci pur și simplu o să se întindă pe rama care le are la dispoziție, pe ramele care le are la dispoziție. Zic eu că e un lucru bun. Cam așa. Vor veni, vor mânca foarte frumos din partea aceea, nu e nicio problemă. E o metodă de a strânge cuibul și a comasa albina foarte, foarte eficient. După ce termin această filmare, o să mergem la niște colonii care mie unul mi se par un pic prea puternice pentru această dată și o să vorbim mai multe despre albinuțe și dezvoltarea lui. Bun, ca să nu mai lungesc filmul închei, o să pun folia deasupra. Iată, vine așa. Punem folia așa deasupra, punem păturica și albina mănâncă foarte frumos de acolo. Punem o păturică aici. Așa. O păturică și pe partea asta la altă. Împachetat foarte bine, o să mai vin așa la, știu eu, o săptămână. O să verific prin sondaj unele colonii care cum consumă turta și când voi interveni cu uleiurile esențiale. Bun, cam atâta. Vom reveni la următoarea filmare.